Tare tuturor, numele meu este Luca și vă urez bun venit la un nou episod de Clash Royale de pe acest canal. Băi, fraților, suntem astăzi aici cu un mic update pe canal pentru că m-am gândit că ar fi foarte șmecher să fac chestia asta pe canal și am zis că, bă, de ce să nu joc eu de pe telefon și să vă dau vouă share screen pe PC. Deci este foarte simplu, eu acum, eu aplicație, mă rog, pentru Samsung Sightseeing și ce faci tu pe telefon este transmis pe PC și eu am adăugat o captură, știi, și acum ce fac eu pe șmecheria de telefon se vede și pe PC, ceea ce este foarte tare după părerea mea, dar na, hai să începem să jucăm. Și am luat niște bănuți, chestii, băi, ar trebui să vorbesc mai rar pentru că, nu știu, rămân fără voce super, super rapid și nu înțeleg de ce chestia asta. Dar, mă rog, vreau să vă zic o poveste destul de interesantă pentru că am reușit și eu să am prima legendară, un Ice Wizard, frate, de level 1, logic. Dar faza este că, nu știu cum, cred că norocul meu a expirat, pot zice, pentru că aseară eram pe WC, știi, nimica, tot ok. Și, băi, zic, bă, ce naiba, am eu un silver chest, bă, hai să-l deschid pe veciu, că na, ce se poate întâmpla? Ultima carte, Ice Wizard, băi, deci nu mi-a venit să cred, am zis că, bă, veciu, deci cred că veciu din baie de la mine și de la fratele meu este, nu știu, este sfânt, e ceva, o conspirație sau chestie genul ăsta, dar oricum, astăzi vom juca Clash Royale și mie îmi place foarte mult că totul este super responsive, deci hai să vă arăt, uite, uite cât de tare e, adică, ce fac eu, se vede foarte, foarte rapid, gen, pac, sac, sac. Și este exact același lucru, deci na, dar trebuie să fac și o level 8, dar acum mie mi se pare mult mai ușor de, în primul rând, de jucat, bine, de înregistrat e puțin mai greu că trebuie să faci anumite chestii, dar na, am un deck făcut de Raku, știu că el îl folosește și am zis, bă, hai să-l copiez și eu acum că tot am mai Swizzard-ul și nu este nicio problemă, hai să începem cu bombarul. Da, nu știu, acum depinde și de cine dau. Eu sunt Arena 6, știi, și nici nu e ceva foarte, foarte, să zicem, imposibil în arena asta. Băi, nu, deci nu suport, deci dacă jucați cu Baby Dragon, vă rog, eu nu mai jucați, pentru că consider cartea asta cea mai carte, nu știu, urăsc cartea asta mai mult decât orice. Ai, mi-a băgat și Poison șmecherul. Băi, nene, pe bune. Ok, da. Turnul ăla aproape este doborât, adică are half HP, probabil mai puțin de half HP. Mamă, Ice Wizard-ul, după părerea mea, este prima legendară și cea mai tare legendară pe care am putut o să o obțin, mai ales într-un silver chest. Asta înseamnă foarte, foarte mult. Și de ce am pus aici? Băi, sunt nebun. Sunt nebun. Ai. Acum ar trebui să-l las. Hai să nu las, pentru că dacă o să-l las, o să regre. Ai, nu graveyard. Băi, fix graveyard îmi pune el, știi? Da. N-am avut ce să fac. Mamă, frate, și cât sperm goblin de aia. Eu le zic sperm goblin de la probabil v-ați dat seama ce, dar na. Băi, nene, pe bune? You what, mate? Da, la chestia asta nu m-am gândit. Probabil clan ora boss, probabil, dacă o să încerc și o să mă concentrez, ar fi mult mai șmecher. Băi, mi-a pus și poison. Doamne, ce retardat, băi, deci are în primul rând graveyard, are poison, frate, dar joacă numai cu poțiuni. What the fuck? Da, moftic, dacă vă întrebați. Deci probabil ați observat chestia asta, că nu ești bun la Clash Royale, na? Și ca la orice joc, frate, unde nu ești bun, te oftiști, pentru că nu știi să joci, nu? Knight level 7, hai, frate, îngheață-l tu mâine. Ok, Baby Dragon nu dă foarte mult damage, dar totuși trebuie să mă concentrez. Goblin Hatch și să încerc acum un push mic cu Witch-ul. Nu cu Ice Wizard-ul. Da, graveyard-ul sigur. Sigur. Și graveyard și poison. Deci fii antenă la tipul ăsta cum e. Băi, ești nebun. Ia-o pe asta. 37. Băi, deci mă las de jocul ăsta, frate. Aoleu. Nu știu, eu o să încerc. Mamă, are și nivel 8. Ești nebun. Ești nebun. Sac. Punem aici. Punem și ăsta aici. Pentru că are o grămadă de HP. Domnul gigant de level 6 și eu l-am de level 4, deci ca să vedeți diferență de player și nu înțeleg sistemul ăstora, adică, ai pe bune să mor tu. Ai, frate, pe bune, poate dacă i-aș fi dat push eu, oare aș fi făcut ceva, da, băi, cu Baby Dragon-ul, deci nu vă înțeleg, de ce jucați Baby Dragon? Am luat și o carte asta ieri, dar nu joc cu ea, frate, pentru că nu sunt un amernic. Și cartea este iac. Bă, și dacă mă uit eu atent, văd că turnul meu are 2074 și a lui 2066. Deci, teoretic, l-am lăsat mai low din matematica mea de baltă. Cel puțin așa îmi spune. Hai, țac. Ok.
O să moară Ice Wizard-ul ăla probabil aici și să încercăm să-i dăm un push spre King Tower. Țac, sigur o să pună ceva, da. Baby Dragon, normal. Bomb Tower Bomb, și că Bomb Tower Bomber. Și nu știu, e super stresant să te uiți așa și la calculator și la telefon, dar mă rog. Ice Wizard de level 1 versus Ice Wizard de level 1, oare cine va câștiga? Logică, el va câștiga, pentru că doar na ce se poate întâmpla și probabil el mă va bate, adică sunt 100% sigur de chestia asta, dar fii antena, am o strategie destul de interesantă. Băi, frate, pe bune, deci, băi, Poison, Ice Wizard, bă, ce deck e asta, mă jur, match over. Măcar e egalitate, știi, adică n-am pierdut ca un, ca ultimul boostat în Arena 6, 7, 8 Crown Chest-uri. Probabil pe viitor, dacă o să mai am și eu ceva așa, colegi care probabil nu au ce face, o să îi las pe ei să joace și să-mi strângă chest-uri, deși este cam greu să faci un chest opening, pentru că na, mai ales în arena asta unde nu sunt niște dropuri extraordinare, știi? Dar totuși, bun. Gigant. Ăsta are P.E.K.K.A, băi, dar ăsta e nivel 5, ceea ce este un avantaj pentru mine. Însă niciodată n-ar trebui să judecăm oamenii înainte să vedem ce pot face, deci na. Ok, hai să vedem. Pac! Mamă, și pe caul ăla, băi, o să fac ravagii. Ești nebun? Eu, oare mai am baterie? Da, mai am. Ok. Fii antenă, pac! Pac, 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 pac. Băi, și, băi, câte mi-a băgat, ești nebun? Da, dacă ăsta nu e deck de țăran. Taurul ăla o să fie... Ia, fii antenă, fii antenă. Deci taurul ăla, pium, pium, pium. Așa a fost viața, ești nebun. Doamne, frate, ce decuri au ăștia. Și probabil nu sunt cel mai bun player la Clash Royale. Am mai zis chestia asta, nu joc Clash Royale competitive sau, nu știu, într-un mod pentru rank, pentru chestii genul ăsta, să fiu eu cel mai șmecher om de pe pământ. Pur și simplu joc pentru fun, joc pentru distracție și probabil, cum am mai zis, la un moment dat toți vom deveni buni la ceva. Nu știu ce, eu am ghinionul ca toți ăștia să mă rupă când începe și după aia să le dau eu un comeback, dar asta nu e obligatoriu să se întâmple și aici. Totuși e puțin cam rușinos că are și nivel 5, deci ar trebui să iau un avantaj. Hai să punem bomberul. Și a pus acolo, a pus o Tesla sau nu, a pus prințul. Ok, fie antenă, Ice Wizard, țam țam. Bun, i-am distrus și tower-ul, ceea ce este foarte bine, l-am distrus chiar foarte rapid. Valkyria de level 4. Poate pe viitor, nu știu, o să mai fac challenge-uri cu frate-mi sau chestii de genul, să jucăm și să vedeți și voi cum e. Dar na, sau poate cu Rak, o să văd, o să vorbesc și cu el și poate, de ce nu, filmăm împreună. Băi, iarăși țăranul ăsta are și Baby Dragon, băi frate. Oh, fucking shit, măcar nu-mi moare pe cau. Oh, fucking Musketeer. Da. Hai să ne gândim acum, mamă, trebuie să ne gândim acum cum o facem. Deci, fii atent. Aoleu, bomber. Am pus cam aproape, știu chestia asta. Și e și Valkyria. N-am ce face. Trebuie să încerc să-i dau distract puțin la push-ul pe care îl face el și să încerc să mă axez și eu pe o parte, știi? Că poate așa, nu știu, va merge, poate. Nu sunt sigur, deși Witch-ul ăla s-a dus chiar foarte bine. Deci aparent o să am puțin noroc aici, bani n-o să mai am. Pentru că normal, Valkyrie, mamă, uite cum s-a dus prințul, frate, s-a dus până în partea cealaltă, fiatăne, iar eu fac. Oh my god. Doamne, ce frate, acum el mi-a făcut-o. Și de ce n-am pus bomburi, băi, de ce am niște momente de retardism complet. Like, doi prinți, da, doi prinți cu rage. Spune mie dacă asta nu e deck. Doi prinți cu rage, ce poți face, deci spune. Era culmea să nu mă facă, băi, deci doi prinți cu rage, băi, deci dacă nu. Dar trebuia să pun bomberul acolo, da. Mare, mare fail și am dat. Bătălii, băi, nu prea mai am bătălii eu pe aici pe care să vi le arăt. 0, 3, 3, 1, chestii. Oare am ceva prieteni online cu care să dau challenge-uri? O, era cu, da, deși nu cred că o să fie pe fază să vadă. Altcineva, uite-l și pe Matei. Mai este și Florin, chestii. Vlăduț, bla, 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 ce mai pe acolo. Ta-da-da.
A, și by the way, dacă e așa, să facem o mică paranteză, sunt în clanul ăsta România 89, oare de ce? Nici eu nu mi-am dat seama. Și Pinky aparent aici este cel mai bun, adică, bine, e o concurență între Pinky și Ares, dar dacă te uiți așa din prima, vezi că Pinky e și pe locul 1, are și mai multe donații. Da, chiar, stai, putem să vedem oare pe ce loc sunt Pinky și cu Ares? Deci Pinky are 4.000 de trofee. Ca să văd și eu, stai, cum fac, deci, că sunt mai nublete. Cred că aici, la players, la local, deci 4013. Pe Pinky, pe ce loc este? Ia stai. 4013 este fix pe locul. Oare în top 200? Da, presupun că este 4013. Nu, nu cred că este. Na, nu este. 4030. Bă, este aproape de locul 200. Ceea ce este tare. Clan, pe ce loc suntem la clan? La local. Nu cred că avem un scor foarte bun, deși avem player bun, ai ce zice. Și suntem pe locul... ba, aparent suntem în top 200, 178, cu 26.000 de trofee. Interesant, băi, nu știu, mai am un deck făcut de niște colegi, adică deck-ul ăsta... Nu, ăsta e... Aici cred că era altceva și am pus eu Ice Wizard-ul aseară. Și mai am și deck-ul ăsta pe care l-am folosit o grămadă de timp și, sincer, deck-ul ăsta, nu știu, m-am înțeles cel mai bine cu el. Hai să... nu știu, să joc un... Deci la asta am 2.9. Hai să joc ăsta 2.9, că parcă e OP. Știi, ai și cosmic la elixir și poți să bagi crești să spamezi leak, ia uite. Ok, nivel 6. Hai să nu mai zicem că ăsta e nivel 6 și că e el super praf. Hai să începem foarte rapid cu un knight aici. După aia niște sper goblini. După aia niște fire spirit și după aia un ice wizard. Mamă, ce i-am făcut tipului ăsta. Zep. Deși nu trebuia să-i pun zep, că poate îmi bagă un minion hord. Însă vreau să mă axez mai întâi eu pe turnul lui și să nu mai mă lase el foarte low. Adică să-mi și distrugă turnul, știi? Deja s-a întunecat afară, de asta vedeți voi facecam-ul așa. Și ce să fac? N-am ce să fac. Da, asta e nasol. Fii antena, ce fac? Băi, nene. Baby Dragon și Witch. Hai, Fire Spirit. Sper că o să se ducă prea târziu. Dar n-am ce să-i fac momentan. Totuși l-am lăsat sincer mai low. Dar na, leak batatas asadas. Bun, hai să vedem acum cum facem. Și sincer, eu acum observ că legendarele sunt așa în formă hexagonală, față de comune și rare. Dar na, băi, are și elixir collector. Fii antena. Pac, Valkyrie în față. După aia 3 cu 4 trebuie să aștept să fie 7. Și acum și ăsta. Mai mișto era să pun prima dată archerurile și după aia să bag Valkyrie și celelalte, dar oricum îi distrug turnul ăla, ceea ce este foarte tare, nu i l-am distrus. Dar ia fi antena, nici nu mai consum zepul ăla, că n-are rost. Sper goblinii. Băi, și nu știu, am momente bune, ai, am momente bune de jucat, am momente super pilaf și o recunosc pe asta, adică nu e nici, cred că o să dea un hit. Nu. Băi, totuși, hai să încerc, că eu nu știu, eu mereu când îi distrug un turn, am tendința să mă duc spre King Tower, deși nu știu dacă e un lucru foarte bun, adică, da, e un avantaj mare și poți să-l faci 3 stele sau 3 cupe, cum vreți voi să numiți, dar faza e că în același timp poate vine el pe altă parte, gen dacă eu îi dau push pe aici, el poate să-mi vină prin partea asta, știi, și să fie destul de nasol. Și nu știu ce să zic. Băi, de cost sincer, e chiar super OP pentru că ai un cost de elixir foarte mic și aparent am filmat 13 minute. Băi, nici nu știu când am filmat 13 minute. Fii antena. Boom! Da, nu știu, am pus și Fire Spirit și aia a fost un misplay destul de mare. Băi, iar mă atacă frate pe aici, m-am săturat de el. O să-mi distrugă și el un tower, asta este clar. Fii antena, mamă. Nu mai are ce să-mi fac aici. Este pur și simplu mortus. Mortus fortus. A, Baby Dragon, de ce jucați frate toți cu Baby Dragon? Nu știu, vreau să-mi spuneți și voi în comentarii ce părere aveți despre deck-urile cu Baby Dragon. Chiar nu știu ce să cred despre ele, adică nu le mai suport și aparent cel lău e... Hai să încerc, fii antena ce fac, îi bag aici, totuși ar fi trebuit să-l las. Hai să-i bag un zap, sper că o să funcționeze strategia mea, nu o să funcționeze. De ce ar funcționa în ultimele 3 secunde să mai vină un zap? Ar fi venit, dar... Ăsta a fost norocul și, nu știu, pur și simplu sper să-mi spuneți părerile voastre despre calitatea în primul rând și cum se vede și cum, nu știu, deschidem și un crown chest spre final, ceea ce este foarte tare, bă, cu nasul deschid, deci dacă îmi pică ceva bun, aparent nu o să mai fie WC-ul norocos, ci nasul meu. Gold. Gemsuri. Minioni. Barbarieni. Minion Horde.
și Tombstone. Nu este norocos nasul. Oricum, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Eu am fost Luca, sper că v-a plăcut acest episod și chiar vreau să-mi spuneți ce părere aveți voi despre Baby Dragon, decurile cu Baby Dragon și dacă vă place noua calitate și, de fapt, calitatea nu cred că o să se observe, dar nu știu, parcă e mult mai ușor să joci de pe telefon și chestia asta chiar îmi place și mie. Și dacă vă întrebați ce e chestia asta de aici, este de la Edge. Dar oricum mulțumesc mult pentru atenția acordată. Bă, sincer, deck-ul ăsta cred că e mai OP decât deck-ul Uraku. În primul rând care costă elixir mai puțin. Dar na. Oricum mulțumesc mult pentru atenția acordată. Eu am fost Luca și dacă vă întrebați de ce sunt așa albăstrui, este pentru că afară s-a întunecat și că na. Mulțumesc mult pentru atenția acordată. Am filmat 15 minute, ceea ce este chiar foarte mișto. Noi o să ne vedem data viitoare. Sper că o să fim arena măcar 7, nu? Deci pa. Ice Wizard de level 1 versus Ice Wizard de level 1, oare cine va câștiga? Logică, el va câștiga, pentru că doar na ce se poate întâmpla și probabil el mă va bate, adică sunt 100% sigur de chestia asta, dar fii antena, am o strategie destul de interesantă. Băi, frate, pe bune, deci, băi, Poison, Ice Wizard, bă, ce deck e ăsta, mă jur, match over. Măcar e egalitate, știi, adică n-am pierdut ca ultimul boostat în Arena 6, 7, 8 crown chesturi. Probabil pe viitor, dacă o să mai am și eu ceva așa, colegi care probabil nu au ce face, o să îi las pe ei să joace și să-mi strângă chesturi, deși este cam greu să faci un chest opening, pentru că na, mai ales în arena asta unde nu sunt niște dropuri extraordinare, știi? Dar totuși, bun. Gigant. Ăsta are P.E.K.K.A, băi, dar ăsta e nivel 5, ceea ce este un avantaj pentru mine. Însă niciodată n-ar trebui să judecăm oamenii înainte să vedem ce pot face, deci na. Ok, hai să vedem. Pac! Mamă, și pe caul ăla, băi, o să fac ravagii. Ești nebun? Eu, oare mai am baterie? Da, mai am. Ok. Fii antenă, pac! Pac, 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 pac. Băi, și... Băi, câte mi-a băgat, ești nebun? Da, dacă ăsta nu e deck de țăran. Taurul ăla o să fie... Ia, fii antenă, fii antenă. Deci taurul ăla, pium, pium, pium. Așa a fost viața, ești nebun. Doamne, frate, ce decuri au ăștia. Și probabil nu sunt cel mai bun player la Clash Royale. Am mai zis chestia asta, nu joc Clash Royale competitive sau, nu știu, într-un mod pentru rank, pentru chestii de genul ăsta, să fiu eu cel mai șmecher om de pe pământ. Pur și simplu joc pentru fun, joc pentru distracție și probabil, cum am mai zis, la un moment dat toți vom deveni buni la ceva. Nu știu ce eu am ghinionul ca toți ăștia să mă rupă când începe și după aia să le dau eu un comeback, dar asta nu e obligatoriu să se întâmple și aici. Totuși e puțin cam rușinos că are și și nivel 5, deci ar trebui să iau un avantaj. Hai să punem bomberul. Și a pus acolo, a pus o Tesla sau nu, a pus prințul. Ok, fie antenă, Ice Wizard, țam țam. Bun, i-am distrus și tower-ul, ceea ce este foarte bine, l-am distrus chiar foarte rapid. Valkyria de level 4. Poate pe viitor, nu știu, o să mai fac challenge-uri cu frate-mi sau chestii de genul, să jucăm și să vedeți și voi cum e. Dar na, sau poate cu Rak, o să văd, o să vorbesc și cu el și poate, de ce nu, filmăm împreună. Băi, iarăși țăranul ăsta are și Baby Dragon, băi frate. Bun, deși avem player bun, ai ce zice. Și suntem pe locul, aparent suntem în top 278 cu 26.000 de trofee. Interesant, băi, nu știu, mai am un deck făcut de niște colegi, adică deck-ul ăsta, nu, ăsta e, aici cred că era altceva și am pus eu Ice Wizard-ul toată seara. Și mai am și deck-ul ăsta pe care l-am folosit o grămadă de timp și sincer, deck-ul ăsta, nu știu, m-am înțeles cel mai bine cu el. Hai să, nu știu, să joc un, deci la asta am 2.9, hai să joc ăsta 2.9, că parcă e OP. Știi, ai și cosmic la elixir și poți să bași crești să spamezi leak, ia uite. Ok, nivel 6. Hai să nu mai zicem că ăsta e nivel 6 și că el super praf. Hai să începem foarte rapid cu un knight aici. După aia niște sper goblini. După aia niște fire spirit și după aia un ice wizard. Mamă, ce i-am făcut tipului ăsta. Zap. Deși nu trebuie să-i pun zap că poate-mi bagă un minion horde. Însă vreau să mă axez mai întâi eu pe turnul lui și să nu mai mă lase el foarte low. Adică să-mi și distrugă turnul. Știți, deja s-a întunecat afară, de asta vedeți voi facecam-ul așa. Și ce să fac? N-am ce să fac. Da, asta e nasol. Fii antena, ce-mi fac? Băi, nene. Baby Dragon și Witch. Hai, Fire Spirit. Sper că o să se ducă prea târziu.
dar n-am ce să-i fac momentan. Totuși l-am lăsat, sincer mai low. Dar na, League Batatas Asadas. Bun, hai să vedem acum cum facem. Și sincer, eu acum observ că legendarele sunt așa în formă hexagonală față de comune și rare. Dar na, băi, are și elixir collector, fii antena. Pac, Valkyrie în față, după aia 3 cu 4 trebuie să aștept să fie 7. Și acum și ăsta. Mai mișto era să pun prima dată archerurile și după aia să bag Valkyrie și celelalte, dar oricum îi distrug turnul ăla, ceea ce este foarte tare, nu i l-am distrus. Dar ia fi antena, nici nu mai consum zepul ăla, că n-are rost. Sper goblinii. Băi, și nu știu, am momente bune, ai, am momente bune de jucat, am momente super pilaf. Și o recunosc pe asta, adică nu e nici, cred că o să dea un hit. Nu. Băi, totuși, hai să încerc, că eu nu știu, eu mereu când îi distrug un turn, am tendința să mă duc spre King, spre King Tower. Deși nu știu dacă e un lucru foarte bun, adică, da, e un avantaj mare și poți să, și poți să-l faci 3 stele sau 3 cupe, cum vreți voi să numiți. Dar faza e că în același timp poate-ți vine el pe altă parte. Gen, dacă eu îi dau push pe aici, el poate să-mi vină prin partea asta, știi, și să fie destul de nasol. Și nu știu ce să zic. Băi, de costa sincer e chiar super. Oh, fucking shit. Măcar nu mi moare pe cau. Oh, fucking musketeer. Da. Hai să ne gândim acum. Mamă, trebuie să ne gândim acum cum o facem. Deci, fii atent. Aoleu, bomber. Am pus cam aproape, știu chestia asta. Și e și Valkyria. N-am ce face. Trebuie să încerc să-i dau distract puțin la la push-ul pe care îl face el și să încerc să mă axez și eu pe o parte, știi? Că poate așa, nu știu, va merge, poate. Nu sunt sigur, deși witch-ul ăla s-a dus chiar foarte bine. Deci, aparent, o să am puțin noroc aici, bani o să mai am. Pentru că, normal, Valkyrie-ul ăla... Mamă, uite cum s-a dus prințul, frate, s-a dus până în partea cealaltă, fiată-ne, iar eu fac. Oh my god. Doamne, ce frate, acum el mi-a făcut-o. Și de ce n-am pus bomburi, băi, de ce am niște momente de retardism complet. Like, doi prinți, da, doi prinți cu rage. Spune mie dacă ăsta nu e deck. Doi prinți cu rage, ce poți face, deci spune. Era culmea să nu mă facă, băi, deci doi prinți cu rage, băi, deci dacă nu. Dar trebuia să pun bomburul ăla acolo, da. Mare, mare fail și-am dat. Bătălii, băi, nu prea mai am bătălii eu pe aici pe care să vi le arăt. 0-3-3-1, chestii. Oare am ceva prieteni online cu care să dau challenge-uri? O, era cu, da, deși nu cred că o să fie pe fază să vadă. Altcineva, uite-l și pe Matei. Mai este și Florin, chestii. Plăduți, bla, 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 bla. Ce mai e pe acolo? Ta-da-da. A, și by the way, dacă e așa, să facem o mică paranteză, sunt în clanul ăsta România 89, oare de ce, nici eu nu mi-am dat seama. Și Pinky aparent aici este cel mai bun, adică, bine, e o concurență între Pinky și Ares, dar dacă te uiți așa din prima, vezi că Pinky e și pe locul 1, are și mai multe donații. Dar chiar, stai, putem să vedem oare pe ce loc sunt Pinky și cu Ares. Deci Pinky are 4000 de trofee, ca să văd și eu, stai, cum fac, deci că sunt mai nublete. Cred că aici, la players, la local, deci 4013. Pinky pe ce loc este? Ia stai. 4013 este fix pe locul. Oare în top 200? Da, presupun că este 4013. Nu, nu cred că este. Na, nu este. 4030. Băi, este aproape de locul 200. Ceea ce este tare. Clan, pe ce loc suntem la clan? La local... Nu cred că avem un scor foarte... Asta înseamnă foarte, foarte mult. Și de ce am pus aici? Băi, sunt nebun. Sunt nebun. Ai. Acum ar trebui să-l las. Hai să nu-l las. Pentru că dacă o să-l las, o să regre... Ai, nu-n graveyard. Băi, fix graveyard îmi pune el, știi? Da. N-am avut ce să fac. Mamă, frate, și cât sper goblin de aia. Eu le zic sperm goblin de la probabil v-ați dat seama ce, dar na... Băi, nene, pe bune? You what, mate? Da, la chestia asta nu m-am gândit. Probabil clan ora boss. Probabil, dacă o să încerc și o să mă concentrez, ar fi mult mai șmecher. Băi, mi-a pus și poison. Doamne, ce retard. Băi, deci are în primul rând graveyard, are poison, frate. Dar joacă numai cu poțiuni. What the fuck? Da, mă oftic dacă vă întrebați.
Deci probabil ați observat chestia asta, că nu ești bun la Clash Royale, na? Și ca la orice joc, frate, unde nu ești bun, te oftiști, pentru că nu știi să joci, nu? Knight level 7, hai frate, îngheață-l tu mâine. Ok, Baby Dragon nu dă foarte mult damage, dar totuși trebuie să mă concentrez. Goblin Hut și să încerc acum un push mic cu Witch-ul, nu cu Ice Wizard-ul. Da, Graveyard-ul sigur. Sigur, și Graveyard și Poison, deci fii antenă la tipul ăsta cum e. Băi, ești nebun? Ia-o pe asta. 37. Păi, deci mă las de jocul ăsta, frate. Aoleu. Nu știu, eu o să încerc. Mamă, are și nivel 8, ești nebun. Ești nebun. Țac. Punem aici, punem și ăsta aici, pentru că are o grămadă de HP. Domnul gigant de level 6 și eu l-am de level 4, deci ca să vedeți diferență de player. Și nu înțeleg sistemul ăstora, adică... Ai, pe bune, să mor tu. Ai, frate, pe bune. Poate dacă i-aș fi dat push eu, oare aș fi făcut ceva? Da, băi, cu Baby Dragon-ul, deci nu vă înțeleg, de ce jucați Baby Dragon? Am luat și o carte asta ieri, dar nu joc cu ea, frate, pentru că nu sunt un amernic. Și cartea este iac. Bă, și dacă mă uit eu atent, văd că turnul meu are 2074 și a lui 2066. Deci teoretic l-am lăsat mai low din matematica mea de baltă. Cel puțin așa îmi spune. Hai, țac. Ok. O să moară Ice Wizard-ul ăla probabil aici. Și să încercăm să-i dăm un push spre King Tower. Țac, sigur o să pună ceva. Da. Baby Dragon, normal. Bomb Tower Bomb. Cică Bomb Tower Bomber. Și nu știu, e super stresant să te uiți așa și la calculator și la telefon, dar mă rog. Tare tuturor, numele meu este Luca și vă urez bun venit la un nou episod de Clash Royale de pe acest canal. Băi, fraților, suntem astăzi aici cu un mic update pe canal, pentru că m-am gândit că ar fi foarte șmecher să fac chestia asta pe canal și am zis că, bă, de ce să nu joc eu de pe telefon și să vă dau vouă share screen pe PC. Deci este foarte simplu, eu acum, eu aplicație, mă rog, pentru Samsung Sightseeing și ce faci tu pe telefon este transmis pe PC și eu am adăugat o captură, știi, și acum ce fac eu pe șmecheria de telefon se vede și pe PC, ceea ce este foarte tare după părerea mea, dar na, hai să începem să jucăm. Și am luat niște bănuți, chestii, băi, ar trebui să vorbesc mai rar pentru că, nu știu, rămân fără voce super, super rapid și nu înțeleg de ce chestia asta. Dar, mă rog, vreau să vă zic o poveste destul de interesantă pentru că am reușit și eu să am prima legendară, un Ice Wizard, frate, de level 1, logic. Dar faza este că, nu știu cum, cred că norocul meu a expirat, pot zice, pentru că aseară eram pe WC, știi, nimica tot ok. Și, băi, zic, bă, ce naiba, am eu un silver chest, bă, hai să-l deschid pe veciu, că na, ce se poate întâmpla? Ultima carte, Ice Wizard, băi, deci nu mi-a venit să cred, am zis că, bă, veciul, deci cred că veciul din baie de la mine și de la fratele meu este, nu știu, este sfânt, e ceva, o conspirație sau chestie genul ăsta, dar oricum, astăzi vom juca Clash Royale și mie îmi place foarte mult că totul este super responsiv, deci hai să vă arăt, uite, uite cât de tare e, adică, ce fac eu, se vede foarte, foarte rapid, gen, pac, sac, sac. Și este exact același lucru. Deci, na, dar trebuie să fac și o level 8. Dar acum mie mi se pare mult mai ușor de, în primul rând, de jucat. Bine, de înregistrat e puțin mai greu că trebuie să faci anumite chestii, dar na. Am un deck făcut de Raku, știu că el îl folosește și am zis, bă, hai să-l copiez și eu acum că tot am mai Wizard-ul și nu este nicio problemă. Hai să începem cu Bomberu. Da, nu știu, acum depinde și de cine dau. Eu sunt Arena 6, știi, și nici nu e ceva foarte, foarte, să zicem, imposibil în arena asta. Băi, nu, deci nu suport, deci dacă jucați cu Baby Dragon, vă rog, eu nu mai jucați, pentru că consider cartea asta cea mai carte, nu știu, urăsc cartea asta mai mult decât orice. Ai, mi-a băgat și Poison șmecherul. Băi, nene, pe bune. Ok, da. Turnul ăla aproape este doborât, adică are half HP, probabil mai puțin de half HP. Mamă, Ice Wizard-ul, după părerea mea, este prima legendară și cea mai tare legendară pe care am putut să o obțin, mai ales într-un silver chest.